Aspirarea unui corp străin în căile respiratorii superioare întotdeauna este o urgență majoră, câteodată extremă. Dacă m-aș opri la noi născuți, pericolul de aspirație prezintă atașarea necorectă în timpul alimentației, mai ales în timpul administrării medicamentelor sub formă de prafuri, în timpul vomii sau regurgitației. Copiii mai mari, după 6-8 luni, ei cunosc lumea în primul rând prin gustare, adică tot ce îmbrește în mânuța lui este dus la gură. Atunci când încep să meargă, area de interese și este mărită și riscurile sunt mărite, că ei pot să găsească în orice colț sau în altă parte niște biluțe, niște nasturi care le prezintă un interes. În obturația parțială, în plină sănătate, în activitate, se începe un acces de tusă cu lăcrimare, salivație abundentă, cu glas răgușit, speriat, cu fața înroșită și în cazurile acestea, cel care este alături sau în preajmă trebuie să încurajeze, să liniștească și să încurajeze tusa, până când se expectorează corpul dat. Atunci când avem o poziție destul de liniștită și un pacient sau un accidentat foarte speriat, nu poate vorbi, nu poate tuși, are o senzație de frică extremă, într-o poziție unde își atașează mâinile la gât, una sau chiar ambele, și are tentativa de respirație fără efect. Deci este o obturație totală și ajutorul sau soarta acestui accidentat depinde de acțiunile celui de în preajmă. Este atașat copilul pe brațul celui care îl ajută, cu fața în jos, la 45 de grade, menținându-i cavitatea bucală deschisă și aceleași lovituri intercapulare în dependență de vârsta și greutatea copilului, dar să fie totuși destul de prompte. Și observarea de fiecare dată, după fiecare lovitură, controlăm cavitatea bucală. Dacă aceste 5 lovituri sunt efective, copilul în aceeași poziție de drenaj, adică cu partea corpului mai jos de bazin, la 45 de grade, se întoarce și se efectuează 5 apăsări pe stern, la linia intermamelonară, cu un centimetru mai jos. Apăsăm și ne uităm dacă nu a fost extras acest corp. Dacă loviturile noastre sunt ineficiente, atunci pacientul se ia la brățuș, se atașează mâna sub formă de pumn la mijlocul liniei între umbilic și stern și se fac 5 apăsări bruște, așa ca în formă de virgulă, brusc. Și de fiecare dată, după fiecare manevră, este monitorizat pacientul dacă el n-a făcut vomă sau dacă n-a ieșit obiectul. Scuturatul copiilor de picioare și izbit sau zdruncinatul lor este categoric interzisă, că survin alte complicații destul de riscante. Chiar dacă este bine mersi și corpul s-a fost expirat, copilul a tușit, peste o minută, două și-a revenit la ritmul respirator normal, totuși sunt transferați la departamentul de urgență pentru observație, măcar de câteva ore și pentru investigații adăugătoare. Un risc deosebit o prezintă boboasele, cum sunt mazărea, fasolea, diferite crupe, obiectele ascuțite cu margini neregulate din masă plastică, din metal, din sticlă, care pot provoca și hemoragia căilor respiratorii superioare și să fie inundate. Deosebit de periculoase sunt și bomboanele sticlate și gumele de mestecat. Un pericol deosebit o prezintă nucile sau sunt care sunt amestecate, deci fărămițate. Fărămituri de pâine uscată, fărămituri de nuci, unde ele se implantează foarte adânc și sunt foarte greu de extirpat. Acadelele prezintă un pericol vital, că ele sunt întotdeauna în perioada de relax și de joc, mai ales în parcuri unde aleargă și ea este inspirată la un moment cu tot cu bețișor.
putem să avem nimerirea acestor bomboane sau cadele atât în esofag, adică se duc în stomac, dar ele sunt destul de mari și ne comprimă traheea și ne provoacă aceeași asfixie. Atunci când noi ne hotărâm să alimentăm copilul, când suntem în parc, când suntem în drum, trebuie să ne oprim de mers mașina, trebuie să ne orientăm și să-l învățăm să muște bucăți mici și să le mestece destul de liniștit. Alimentarea cu forță, categoric interzisă din toate punctele de vedere, dar în privința aspirației este una dintre primele situații. Atunci când noi mâncăm, nu există nici televizor, nici telefon mobil, nici dansuri, nici pisica alături. Măsurile prompte trebuie să le cunoaștem de la 12-14 ani, dar este destul de important ca să păstrăm calmul și să fim prompți în acțiunile noastre.